În 1990, după mai mult de 4 decenii de regim comunist, de prigoană și propagandă atee, în Transilvania mai erau doar 5 mănăstiri. În județul Sălaj, de 3 veacuri, nu era niciun așezământ călugăresc. La dorința Maicii Marina Lupou și a credincioșilor din acest colț de țară, în 1994, aproape de șimleul Silvaniei, se punea piatra de temelie a mănăstirii Sfânta Treime de la Bic, în poiana de la marginea localității, un cătun doar cu 7 familii, fără drum și fără curent electric. Strămutarea la Bic a bisericii de lemn de la Stâna, veche de 300 de ani, a fost momentul de început al slujbelor religioase pentru noua așezare monahală. De atunci, cu rugăciune și trudă, chiliile și o biserică nouă, un altar de vară și un cămin de bătrâni, au fost construite prin râvna preotului și a celor 10 monahii cu ajutorul sălăgenilor, bucuroși că pe meleagurile lor, rânduielile călugărești au prins iar viață. Clădirea școlii din sat, părăsită și în paragină, a fost cedată mănăstirii și astăzi 15 copii urmează aici școala primară, îndrumați de câteva măicuțe de scălițe. La cele 3 hramuri ale mănăstirii, Sfânta Treime, Adormirea Maicii Domnului și Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, curtea devine neîncăpătoare de mulțimea pelerinilor, însetați de cuvântul Evangheliei, dornici de mântuire. Pe 15 august, mii de oameni vin să se închine la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Atunci, bisericuța de lemn e înconjurată de credincioși și în fruntea lor, icoana făcătoare de minuni este purtată pe umeri de arhierei. Viața Maicii Starețe Marina stă sub înrâurirea binefăcătoare a părintelui Arsenie Boca, pe care l-a cunoscut în 1975 și ale cărui cuvinte de duh le-a auzit la mănăstirea Prislop, unde a fost unsă în monahism. Așa cum prin toți Sfinții Dumnezeu lucrează de când ne-a creat, așa a lucrat și prin Părintele Arsenie Boca în țara aceasta, în Sfânta Mănăstire Prislop și în sufletele tuturor celor ce l-au căutat s-au auzit de dânsul când era în viață și chiar după ce a trecut la Domn. Despre mine, personal, cum spune psalmistul, mari lucruri a făcut Domnul cu mine, mari, însă, așa și Părintele Arsenie, mult m-a ajutat pe mine personal și familia mea și viața mea, care o am acum și sănătatea, este, pe scurt, datorită dânsului. Milei bunului Dumnezeu, Maicii Domnului și Părintele Arsenie. Spun acest lucru, am mai vorbit în multe părți, și în țară și peste hotare, la dorința creștinilor, nu să mă afirm eu. Părintele Arsenie nu are nevoie de propaganda mea sau altora. Nu-i facem campanie, cum poate se interpretează de unii. Nu-i facem. Ci este un adevăr care trebuie spus și nu pot să tac. Eu sunt vindecată de cancer de Părintele Arsenie, chip miraculos. Când am intrat în mănăstirea Govora, era Maica Stareță Emanuela, ucenică de-a Părintelui Arsenie, care și dânsa la rândul dânsei a fost vindecată de Părinte.
Și noi, printr-o minune dumnezească, am ajuns acolo, pentru că nu eram hotărâte un grup de tinere să mergem în mănăstire, în care mănăstire vom intra. Și oricâte mănăstire am cercetat, inima mi-a rămas acolo, să mergem acolo. Am mers. După ce am ajuns în mănăstire, istoria e frumoasă și lungă, Maica Stareță ne povesti despre părintele Arsenie, că a trecut pe acolo cu măicuța Zamfira, Dumnezeu să o odihnească, a trecut pe la Govora și Maica Emanuela, Dumnezeu să o ierte, s-a plâns că n-are personal și n-are cu cine să facă față. Dânsul vine de la Horezul și se întoarce înapoi, că nu are, n-are personal. Și când părintele așa zâmbind, undor ieșit de acolo, de la mănăstire, zice, nu te năcăji, mă, că-ți vor veni. Și după toată săptămâna am fost noi acolo cinciodată. Iată, prima lucrare a lui Dumnezeu, părintele Arsenie, cu trimiterea noastră în mănăstire, care eram noi trei, Maica Irina, Maica Taisie, Maica Irina și eu. Și începem noi ascultarea de surori. Ne vorbea Maica despre părintele, cum a fost și dânsa vindecată de boală gravă la plămâni la mănăstirea sâmbăta. Și ne-a povestit, ne l-a făcut cunoscut oarecum pe părintele Arsenie. Și cu trecerea timpului, să nu uit să spun că eu am intrat aici la mila Maicii. Deci, mila părintelui Arsenie și a Maicii Emanuela, că m-au primit să mă îngrope, pentru că eu eram bolnavă rău. Și o informat-o un părinte, a zis, Maică, eu știu un grup de fete bune la Timișoara, dar sunt cinci, dar cea mai mare dintre ele bolnavă rău, aia moare. Și dacă o primești pe acea bolnavă, o să câștigi patru sănătoase să ai, să facă ascultare. Dacă nu o primești, ea nu are unde să meargă, că nu prea vreau în alte mănăstiri să o primească, că e bolnavă. Și apoi Maica, Dumnezeu să o odihnească, zice, păi, o primim, că vom îngropa și noi un om și o face o pomană. Și așa zice și făcut, i-o primit Maica. Da, însă eu nu i-am spus că tu e bolnavă, eu am dat și eu la treabă cu celelalte surori și a mers un an de zile. Deci am intrat în iunie, în 74, în luna iunie și în luna lui iulie, în 75, m-am dat peste cap o răceală extraordinară, o pneumonie gravă. Soară cu moarte. Am leșinat, mă rog, hemoragie pe nas, pe urechi, grav de tot. Și erau niște medici cazați la noi acolo la mănăstire și când mi-a văzut aia diagnostice, mi-a văzut starea, a zis la Maica Stareță, Maica Stareță, Dumnezeu să o ierte, tratați fata asta că moare. Asta e grav, urgență să o duceți la spital. Am început cu Vâlcea, Maica, apoi după aia la București, m-am dus la Sibiu, la Cluj, la Timișoara. Și peste tot medicii au spus, nu mă ține mult, nu făceam vechime în spital. Dar drumul cât mai urgent, că eram în ultima fază. Au spus că să mă aduc acasă, că nu-i dau de lucru prin spital să mor pe acolo. Și să mă aducă că nu mai este ce să-mi facă. Maica și-a făcut datoria de suflet și m-a dus peste tot. Și circuitul ăsta prin spital a durat din iulie până la sfârșitul septembrie, nu, la sfârșitul septembrie, octombrie, am mai stat până la jumătatea lui octombrie, am stat acasă. Rău, nu valora nimic decât doar calmante și ce mi-a putut face doctorii, Dumnezeu știe ce mi-a făcut. Și Maica, Dumnezeu să o ierte, fiindcă îi spusese despre părintele Arsenie, a zis, sora Mărioara, zice, acum am mers pe la doctor și pe la spitale, dar eu o să te trimit la părintele, la București, la Drăgănescu.
Și eu nu pot să vin pentru că, dânsa fiind stariță, era părintele urmărit de securitate, nu putea merge în uniform. M-a trimis cu o soră de acolo, mai în vârstă. Și când ajung la București, părintele era în fața bisericii și mă întâmpină cu cuvintele acestea. Spune așa, când îmi spunea cineva ca un mesaj, dar întotdeauna cuvântul părintelui când deschidea gura avea un mesaj, ori personal pentru cine vorbea, ori la general, nimic când nu vorbea fără cuvânt de la Dumnezeu, exact cum ne-a spus, mă, eu nu vă spun de la mine ce vă spun, și ceea ce mi se spune să vă spun. Așa a făcut cu mâna când ne vorbea, așa zic și eu acum, pentru că mesajele părintelui la fiecare ins care l-a căutat, când deschidea gura, avea de spus pentru fiecare, dacă înțelegea sau era pentru cei din jur. Și când ajung fața bisericii, cum am spus, părintele iese în față și așa punea mâinile când spunea ceva. Mă, în sfârșit ai venit. Eu terminat. Părintele știe de când am dorit eu să ajung la dânsul. Eram de 17 ani în Timișoara și aveam o gazdă credincioasă unde stam în chirie, Sibiancă, și Dumnezeu să o ierte. Ea mi-a povestit despre un părinte care a fost la mănăstirea Sâmbăta și acum e la București, pictează o biserică și stă pe scară și pictează și spune la oameni tot. Nu. Eu de atunci am dorit să ajung la acel părinte. Și acum am ajuns. Și ca să vedeți, părintele, cum mă întâmpină cuvântul acesta, terminat, adică părintele știe de când am dorit eu să ajung la dânsul. Bun, mă las, vorbește cu alții, că erau prin biserică. Și vine din nou, trage un scaun așa de spate, lângă sobă, și zice, hai mă lângă sobă, mă, nu vezi că ești înghețată de frig? Părintele știe că eu am înghețat, că eu în copilărie, la 15 ani, am venit din Bihor, nu cunoașteți toată lumea, zona noastră, Salajul cu Bihorul, că sunt învecinate dintr-un hotar în altul și era o iarnă grea și am pornit din Alești și am venit peste păduri până în zona Sălajului unde am copilărit eu când eram mică, prin păduri, și a fost o iarnă grea și am rătăcit și am înghețat. M-a găsit un cetățean înghețată între viață și moarte, acolo în pădure. M-a dezghețat cu pălincă, cum a putut el, și m-a ajutat să ies, să ajung în zona noastră cunoscută a Sălajului unde am copilărit. Și eu terminată, părintele știe că eu am înghețat. Nu, asta nu putea în capul meu să intre așa ceva, cum să știe părintele gândul omului și așa mai departe, cum știm cu toții, că citea în sufletul nostru. Mă las, iar vorbește cu alții și vine a treia oară și zice, mă, dă slavă lui Dumnezeu că ai ajuns în mănăstire, de ajunge să rost pietrile de acolo, să nu pleci. Părintele știe cât am suferit eu până am ajuns la mănăstire, povestea e lungă, tatăl meu vrea să mă căsătorească și eu am fugit la mănăstire și nu l-am postat cu cuțitul și o zic că el mă făcu, el mă omoară dacă nu-l ascult. Și am scăpat cu fuga și m-am supărat atunci atât de rău de această situație grea. M-am mutat de unde stăteam, am stat în chirie, încât într-o lună de zile m-am topit, cum se topește lumânare. M-am îmbolnăvit de aceste boli grele, stomac ficat, inima și de la răceală și de la îngheț și de la supărare. Au fost multe. Părintele știe cât am suferit eu până am ajuns la mănăstire. Deci în câteva cuvinte mi-au spus lucruri din viața mea care numai Dumnezeu și eu le știam.
Bine că le știa și altă lume, dar nici de cum comun cu părintele ceva. Iar mă las. Și apoi vine ultima dată, foarte hotărât cu mesajul. M-am spus înainte că asta îmi transmitea un mesaj, facea așa. Ce mă, tu cu sănătatea ta ești ca într-un azil de bătrâni acolo, dar mai ai ceva ce nu știi tu. Da, spun o pildă. Unu era bolnav de cancer. Asta ți-o spun ție. Doctorul l-a dat acasă că moare. Asta ți-o spun ție. El a venit la mine, i-a spus să pregătească de moarte. Asta ți-o spun ție. Păi un an se duce la control și doctorii nu-i mai găsesc nimic. Asta ți-o spun ție. Eu termin. Acum a terminat total. Zic, gata, nu e adevărat. Adică eu am cancer. De-aia sunt eu de 10 ani de zile tot prin spitale și prin stațiuni. Deci e un cancer. Cuvântul iubiților, cancer, l-am auzit din gura părintelui Arsenie Boca. Și când am auzit, și pauză, nu mi-a mai spus nimic. S-a ocupat de altă lume, eu am stat încremenită și anesteziată. Nu mai avem cuvânt, nu mai avem putere. Deci eu am cancer, să mă pregătesc de moarte. Cu aceste două lucruri am rămas. Nu că ăla a fost, că s-a vindecat, că, mă rog, povestea lui care mi-a spus-o înainte, exemplul care mi-l-a dat, nu. Eu am rămas cu plată. Eu am cancer și trebuie să mă pregătesc de moarte. Deci, și eu trebuie să plec acum, trebuie să ne luăm rămas bun și ieșim cu sora. Ieșim, nu mai spune nimic, nimic. Doar atât l-am mai întrebat încă să nu uit ceva, că ce ziceți, părinte, să mă pensionez de boală, că aveam ceva ani în câmpul muncii. Și pensionează-te. Bun. Îi sărută mâna și ieșim. Eu zic la sora, eu mă întorc înapoi. Eu mă întorc când arăt că nu plec de aici până nu-l mai întreb o dată pe părintele. Și de la poartă m-am întors iarăși. Dar ce să zic acum? Ce să-i zic? Dar ce să motivez? De ce m-am întors? Mi-era rușine. Era nesimțire să fiu prea îndrăzneață. Da, în capul meu îngust și scurtă, minte scurtă, am zis, ăla, mă prefac că-i să mâna și mulțumesc? Și atunci îl întreb. Vă dați seama. Părintele parcă nu știe ce gândesc eu. Și mă duc, mă prefac că-i să rămână și mulțumesc și să rămână părinte. O viclenie proastă, copilărească. Părintele a lăsat, mi-a dat mână, i-a sărutat mâna. Când i-a sărutat mâna, am zis, părinte, vă rog să mă iertați. Dar ce zice sfinția voastră? Mai am eu de trăit sau nu? Nu știu eu pe cea dreaptă. Atunci mă scutură de mână, dar am crezut că tătă mă împrăști. Și mă, până mai e nevoie de tine, ai să mai trăiești. Că nu. Și când te doare măgarul ăsta, făcut la mâna dânsului, zi așa, îmi pare bine că mă scap de tine. Ei, și răspunsul care eu îl așteptam și încă nu mi-l dăduse în biserică, acesta este, care este de folos și pentru mine și pentru toți cei ce veți auzi. A spus, mă, orice năcaz în viață vei avea să nu te prea năcăjești și orice bucurie cât va fi ea de mare să nu te prea bucuri. Și când te doare măgarul ăsta, zi așa, îmi pare bine că mă scap de tine. Asta mi-a fost rețeta. Și iubiților, început că eu am reumatismul ăla grav, cum am înghețat acolo în pădure. Au răbufnit și până în 74, tocmai în anul când am intrat în mănăstire, mi s-a umflat. N-am putut umbla pe picioare, nu mi-a putut băga mâncare în gură cu mâinile, grav de tot. Și am stat o jumătate de an în spital internată și cu tot felul de injecții până s-a mai ameliorat.
Am ajuns, bineînțeles, până am ajuns la părintele Arsenie. Și Dumnezeu a lucrat, preasfințitul Ioan, Dumnezeu să-l odihnească, m-a chemat aici la Oradea, la episcopia Oradiei și s-a stabilit că să deschide mănăstirea aici, la Vic. Eu am început calvarul drumului crucii cu mănăstirea și am găsit aici în sat bătrâni părăsâți de lume, n-aveau copii, satul pustiit, aici nu a fost nici drum, nici curent, nici telefon. Erau bolnavi și duceam pe la spital, la Zalău și eu, iată, nu fusesem din 74 până în 94. Eu nu mai fost la doctor, numai la dentist. Și acum am început să-i duc pe bătrâni. Când am văzut aparatele astea performante, ecografii și de astea pe la Zalău, am întrebat pe medic, după ce a consultat pe bătrână, domn doctor, da, aparatul ăla vede tot în om. Simplu, neștiutoare, nu cunoșteam nimic din, mecanismele astea performante de la spitale, că eu n-am mai trecut pe la ele. Și când îmi întreb, vreau să știu dacă ala vede tot în om. Și după ce terminați cu dânsa, m-a consultat și pe mine. Am vrut, la început de drum și istorie grea cu mănăstirea, să văd care-i starea sănătății. Sănătății nu m-am îndoit de părintele Sfânt Arsenie, ci am vrut ca să mai dăm o mărturie și despre aceasta. Și mă consultă doctorul, zic că după aia vă spun eu de ce. I-am spus și lui întâmplare. Mă consultă și după ce am zis să urmărească ficatul, care era fusese cu cancer, și stomacul, care era aproape perforat. Și apoi restul toate. Și când termină medicul, spune, măicuță, totul e ca nou născut. Atât am vrut să știu. Iată, iubiților, eu de la Drăgănescu, de când am fost la părintele și din când eram în prizloc, timp de 20 de ani, eu nu am mai fost la medic, doar, cum am spus, la dentist. Și acum, după 20 de ani, fără tratament, fără medicamente, fără nimic, datorită părintelui Arsenie, sănătatea mea și viața care o am. Născut la 29 septembrie 1910, în satul Vața de Sus din țara Zarandului, botezat de către părinții săi cu numele Zian Vălean, părintele Arsenie Boca a copilărit în ambianța frumoasă a munților Apuseni. A făcut școala primară și liceul în orășelul Brad, unde s-a remarcat prin inteligență și seriozitate, fiind mereu primul la învățătură. Între 1929 și 1933 a urmat Academia Teologică din Sibiu. Fetele de la o școală comercială din apropiere îi spuneau încă de atunci Sfântul. La 11 septembrie 1936 a fost hirotonit diacob celib pe seama Catedralei Mitropolitane din Sibiu. Aflând de talentul său la desen și pictură, mitropolitul Ardealului Nicolae Bălan l-a trimis să studieze la Academia de Arte Frumoase din București. După ce a fost timp de 3 luni la Sfântul Munte Athos, ca să deprindă călugăria de acolo și să cunoască viața filocalică, s-a stabilit în țara Făgărașului, la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, unde pe 3 mai 1940 a fost tuns în monahism, primind numele de Arsenie. Ca preot, duhovnic și stareț, cu duh apostolesc și profetic, a inspirat mișcarea de redeșteptare religioasă și morală de la Sâmbăta. Mănăstirea Brâncoveanu devine locul zguduirilor sufletești înnoitoare, al vindecărilor miraculoase, al întoarcerii oamenilor la Dumnezeu. Mii și mii de oameni participă la slujbe,
se spovedesc și se cuminecă. Vin să vadă și să audă un ieromonah de o frumusețe hristică. Cuvântul părintelui Arsenie era cu putere mare, pentru că avea acoperire în însăși viața sa, curată, opusă oricărei patini și oricărui gând de mândrie. Reacțiile potrivnice n-au întârziat să apară. A fost arestat prima oară în 1945 la mănăstirea Bistrița de Vâlcea și interogat la râmnicul Vâlcea. Reținut din nou și anchetat la Făgăraș și Brașov în noiembrie 1948, părintele Arsenie Boca a fost mutat la mănăstirea Prislop din țara Hațegului. Părintele, multe mesaje și multe lucruri minunate ne spunea la Prislop. Eram la masă și când am ieșit de la masă, părintele se oprește între noi la Prislop și ne întreabă, dintr-o dată așa spontan, mă, câte sunteți aici? Noi am spus 25, părinte, eram atunci 25, pe anii 70, 80, nu mai știu. Dar la început a fost, în orice caz mai la început, 70, pofi, 78, 79, cam așa. Și eu am spus 25, părinte. Face părintele așa, dintr-o dată, mă, voi credeți, mă, dacă voi, 25, câte sunteți aici, faceți ce trebuie aici, Dumnezeu ține pacea în lume. Iubiților, atunci n-am realizat importanța și greutatea acestui mare cuvânt. Mare de tot, iubiților. Deci o comunitate într-o mănăstire sau o comunitate de creștini într-o parohie sau biserică de oraș, indiferent unde se află, să facă ceea ce îi place lui Dumnezeu, Dumnezeu să țină pacea în întreaga lume. Și așa este. Tot legat de aceasta a spus părintele, mă, atât mai ține Dumnezeu lumea până mai e cineva care ține legătură cu El. Iar în continuare asta o știți, din cărarea împărăției, iar cei ce nu aveți a zis așa, numai Sfânta Liturghie mai ține lumea în picioare și sufletul în oase. Deci, iubiților, semnal de alarmă la rugăciune. Părintele Arsenie ne vorbea, am venit în minte acum, foarte mult despre superficialitate și despre două fețe. Și nu umblați cu două fețe, mă, una către Dumnezeu și una către dracu. Grasnic, iubiților. Și superficialitatea nu înțelegeam. Știam că este fățărnicie, pe acolo, soră, cu fățărnicia, dar adică trăi o viață de suprafață. Dar când m-am izbit de ea și eu personal și de superficialitatea altora, atunci am înțeles că suntem duplicitari. În orice caz, iubiților, un semnal de alarmă care l-a mai spus părintele Arsenie și multe pe lângă acesta, care vi-l pun la suflet și le-am auzit. Au zis, stând așa la masă și ne vorbea, dintr-o dată face, mă, trăim vremurile de la apusul istoriei într-un mod foarte primejdios nuclear. Băgați de seamă, mă, că vă culcați seara și vă treziți la judecat. Așa vorbea părintele cu dialectul arghelinesc. E destul ca un nebun să apese pe buton și s-a terminat cu omenirea. Și te duci pe vecii vecilor în împărăția în care ai trăit pe pământ. Fără de legile oamenilor atrag pustiirea pe pământ
Și când se împlinește măsura fără de legilor, vin măsurile lui Dumnezeu. Le trăim, iubiților, exact ca la potopul lui Noe și la Sodoma și Gomora. Părintele a spus că cine are minte să ia aminte. Așa ne-a tras semnalul de alarmă după ce ne vorbea că de multe ori lucruri mari și importante auzim, dar le pierdem. Că tot părintele zicea, dar cine să țină minte, mă, pielea? Duhul Sfânt ține minte. Și ne-a dat exemplu pe Sfântul Serafim de Sarov, unde spunea, adună Duh de pace în inima ta și mii de suflete se vor mântui. Dar, iubiților, acesta era părintele Arsenie Boca. Multe altele referitor la semnalul de alarmă și la pregătirea noastră pentru drumul cel lung al veșniciei, a spus, curățiți-vă mintea de gunoaie, mă, că o să aveți mari greutăți la vămile văzduhului, că vameșii sunt foarte răi și bătrâni. Și odată când părintele a ieșit cu noi la plimbare, era preasfințitul Daniel și maicile, și am urcat de la cimitir pe dealul ăla în sus, părintele nu era cu mult înainte de plecarea dânsului la Dumnezeu, poate un an, doi, diferență, ce să zic, trei ani. Avea un băț așa, ca o coadă de furcă și mereu cu el la spate pe deal în sus. Și noi, ăștia tineri, abia mă tăram eu să ajung, să îl urmam din urmă cu celelalte maici, abia îndeceam ăștia tinere. După dânsul și dânsul mergea cu mâinile la spate și ținea bățul ăla la spate, nu se răzăma în el. Și am ajuns sus, într-o poiană. Pe acolo umblam eu cu vacile când mă pregăteam de sesiune sau la examene. Și așa îmi plăcea de mult că mă ispitea vrăjmașul, nu știu de unde era gândul, unde-i mai adâncă pădurea să mă duc și să stau mai izolat acolo. Și mă frământa gândul cum să-l întreb pe părintele că tocmai acolo mergea cu noi, în locurile unde, unde mergeam eu cu vacile. Și ajungem într-o poiană și toate maicile eram în jurul dânsului, parcă eram pe tabor. Și ne vorbea părintele atât de frumos despre fericiri. Și spunea, mă, alegeți-vă câte o fericire, mă, din cele nouă fericiri care le știm cu toți creștinii la biserică. Le-a vorbit Mântuitorul de pe muntele fericirilor, aceste fericiri poporului, le-a spus Evanghelia. Când vorbea părintele așa cu Duh, la mai și mai ce începea fiecare să-și aleagă câte o fericire, altă cei milostivi, altă cei blânzi. A zis, mă, dacă vă alegeți o fericire, numai pe una să o împliniți, că le-ați împlinit pe toate. Eu, frământată cu gândurile mele în cap, că oare îi plăcut lui Dumnezeu să mă duc eu pe acolo, pe pădure și să mă retrag și să nu cumva de la vrăjmașul și tot felul. Dintr-o dată, spontan, face părintele cum vorbea la maici, că mă vedea că sunt întunecată, că eu nu văd în ideea mea, nu ieșeam, să aflu eu, dacă e bine, face părintele dintr-o dată. Mă, și când e multă îmbulzală pe jos, adică pe acolo, pe la mănăstire, că eram în șantier, mai ieși! Mi-am primit răspunsul și nu m-am dat eu pe toată lumea, că părintele era de acord să... Că nu fac rău că mă retrag mai izolată cu vacile și îmi plăcea să citesc unde-i mai deasă pădurea. Așa, și coborând la vale, mi-a mers ziua, dar când am coborât s-a făcut noapte. Încă nu se întunecase, era spre apus soarele, eram pe deal acolo.
Grupul de maici, o parte mergeam cu măicuța Zamfiră, o parte mergeam cu în urma părintelui Arsenie. Și părintele, la un șențuleț, dar nu era. Nu era nici râpă, nici prăpastie, nici șanț. Dar un răzor, așa cum zicem noi aici în Largheal, care treci foarte leger cu pasul, pășești peste el. Părintele ne întinde bățul ăla peste șențulețul ăla și să trecem, să ne ținem de el. Dai un cap în eu. Dar oare de ce, părintele, să trecem, că doar aici să-l pășim așa, fără ostenială și nu avem nevoie de ajutor? Dar dă-mă marca pe mine, asta înseamnă ceva, asta nu-i motiv să trecem noi, să ne treacă cu bățul. Eu am rămas în urmă, că eram cu măicuță mai în vârstă, o aducea, o ajuta să meargă, să nu se împiedice pe pădure. Și părintele, toate maicile părânsă să-ți îmi iau de băț, eu frământată. Asta înseamnă ceva, dar eu îl întreb pe părintele. Asta înseamnă ceva, că ne trece părintele cu bățul, că nu-i motiv aici să ne treacă. Când am ajuns eu la rând, eram ultima cu maica, marcată, efectiv marcată, zic, părinte, așa să ne treceți și la vămile văzduhului. Și dintr-o dată iubiților face, da mă, că vame și foarte răi și bătrâni mă. Și apoi de acolo, după deal, până jos, până, cred că până la 11 seara, pe întuneric, am ajuns la mănăstire, la masă, la cină. Eu eram în urma grupului și părintele Arsenie în urma cu preasfințitul Daniel în urma noastră și de acolo de sus până în vale, încă și la masă în continuare, numai despre vămile văzduhului a vorbit părintele și spunea câte greutăți întâmpină sufletul când iese din trup, dacă a murit nespovedit, nepregătit și nempăcat cu Dumnezeu. Este groasnic, iubiților. Deci, mi-a fost dat să-l aud și de acolo la vale, frânturi, cât am prins eu când îi spunea preasfințitul lui. Însă, a doua zi când a plecat, părintele nu ne lăsa să ieșim după dânsul în curte, că mi-a spus, nu ieșiți, mă, că uite, sicuriști, așa umblă acolo pe deal, uite acolo, zice, când eu de la București vin și ei, când plec, pleacă și ei. Dar a fost o sărăcie, că nici unul n-am văzut, nici pe unul nu l-am văzut. Și am stat așa răzămate de ușă la bucătărie, eram cu încă o maică și maicile tăte erau în bucătărie, se oprește continuare, deci finalul, la ceea ce ne-a vorbit seara despre vămi, se oprește în dreptul nostru și ne avertizează așa cu deget. Trageți de voi, mă, către creștinism, că numai cu haina asta nu vă puteți prezenta la vămile văzduhului. Da, eu am zis, da, ce să facem, părinții, că acum plecați. Și aveți predica de pe munte. Deci, în Sfânta Scriptură avem predica de pe munte la Matei, de la Matei începând capitolul 5. Iată, iubiților, referitor la aceste învățături ale părintelui Arsenie, care de-ar da Dumnezeu să le pot împlini și eu și dumneavoastră, dacă eu nu, poate mult mai mult o să le împliniți. Iar referitor la ceea ce se petrece astăzi în Sfânta Mănăstire Prislop, eram mănăstirea, nu aveam posibilități, nu vine lume acolo, mai ales iarna, nu vine țipanie de om. Vara și mai fineu, dar iarna nu. Și o duceam greu, ca să facem un bănuț, mai ce lucrau la ateliere, la pictură, la apă, la ce putem. Eu cu măicuța Varvara lucram la pirogravură. Lipeam iconițe mici așa pe placaj, le dam cu creionul pirogravatului și le dam cu lac. Și în luna iulie, adică cam toată vara lucram, în august mergeam și noi pe unii primeam mănăstirile mari, Bodrugul,
lainiciu, să ne vin eu rucodelia noastră, ca să facem un ban. Și eram pe deal, între casa de sus și Saivan. Deci casa de pe deal, sus la mănăstire, la Prizlop, cu maica Varvara, dăduse miconițele, erau și rache pe iarbă acolo, le dădusem cu lac să se uște și vine părintele, că așa vine, că nici nu te gândeai, nu apărea, îl vedeam lângă noi. Ce faceți aici, mă? Hai că pregătim prea cuvioase, iconițele, să mergem, să le vindem. M-am povestit. Zice, vor veni ei la voi, mă. Face părintele dintr-o dată. Nu mă gândesc, dar pe cine a venit să ne ia icone, să ne cumpere iconițele noastre aici? Cine a venit, Doamne, fer că aici nu vine lume. Nu le mai vindem noi în veci. Dar cine a venit? În capul meu, un gust, nimic, nu a intrat. Au văzut că nu înțeleg. Sunt cuiată și... Dar eu nu m-am gândit, n-am zis. Face dintr-o dată așa. Cu tremurător face. Vine vremea, mă, când dealurile și văile acestea vor fi pline. Ei, eu să pii jos. Ulai, Doamne. Și cum vor fi pline de oameni? De oameni să fie pline? Iată, iubiților, că ajuns să fie pline. Sunt pline. Dealurile și văile de la Prislop sunt pline de oameni, de creștini, de mașini și de toți cei ce trec pragul Sfântii Mănăstiri. Dar însă, pe lângă viața de mănăstirii care o aveam și ascultarea în Sfânta Mănăstire, am avut niște necazuri familiare care s-au continuat grele. Chiar Părintele Arsenie și conducerea Sfintei Mănăstiri, cu Măicuța Zanfira, au hotărât să mă ajute, că aveam necazuri mari acasă. Mama era bolnavă de cancer, sora mea bolnavă de cancer și avea o fetiță mică și nu avea de ce să trăiască și m-a ajutat mănăstirea. Sfânta Mănăstirea Prislopului. Așa spun eu, acolo e casa mea. Chiar dacă eu sunt sălaj de aici, de loc, de părinți, de naștere, și s-a făcut mănăstire aici, am făcut mănăstire, însă eu nu mă simt aici acasă, eu mă simt la Prislop acasă. Da, necazurile s-au multiplicat și erau grele. Și într-o zi, la o sărbătoare, eram la toacă, pentru că îi plăcea cum bat toacă la părintele. Și maicile au hotărât, colegile care eram de rând la biserică, atunci când îți dă rând să, și părintele la noi, chiar dacă zile altele dă rând să bat eu toacă, să-i facem o bucurie, o amărâtă de bucurie la părintele și noi. Și era la toacă și fuge maica Isidora și Marina, vino repede că ne vorbește părintele. Deoarece părintele avea momente când nu vorbea. Sta cu noi la masă și nu vorbea nimic. Pentru că așa fi avut poruncă de la Dumnezeu. Și de data aceasta era, mă rog, peste planul dânsul, peste planul nostru, că noi așa știam că nu ne vorbește. Bine, fuge maica și spune, fugi, Marina, că bate eu clopul, tu numai să te duci, că numai tu n-ai fost. Eu năcăjită, nu, că numai eu n-am ajuns. Și tăi maicii l-au zis și tămări eu bombonind în capul meu până ajung în foișor unde era părintele cu maicile. Când intru pe ușe, se întoarce părintele așa după scaun, că era cu spatele spre ușă, se întoarce spre mine și face, mă, o văzui pe mamă ta urcând în sus. Tu l-ai, Doamne, de mamă mea, nu e aici. Da, eu, grozavă. Da, mamă mea, nu e aici, părinte. Mamă ta a fost, mă. Eu bătută în cap. Zbate mama lui maica Luciana, adică colega mea, maica Luciana. Acum maica Taisia avea mama cu dânsa aici la noi. Dau explicație la părintele grozavă, că doar poate mama maici.
Și atunci face părintele astru, mamă, te-a fost, mă! Tu l-ai, Doamne, atunci am gata, tac, tac. Și atunci am muțit cu tătul, n-am mai avut putere, grai. Și maica stai să înțeleaptă, maica Pavelie, da, îi spune la părintele. Și Marina are în cazuri mari, familiare, mamă sa e foarte rău, bolnavă. Și atunci ajung lângă dânsul și îmi spune, mă, fă tu ce trebuie, paci. Și în măsura comportării tale de aici, Dumnezeu le va rezolva și problemele lor de acasă, că mult chiar așa le și trebuie. Asta, am înțeles, i-am mulțumit și s-a terminat. Însă a doua zi, a treia zi, nu a doua zi, a treia zi, părintele încă era la noi și care a spus la Prislop, știți unde e izvorul, știți unde e biserica, eu fugeam spre izvor, după apă sau ce, mergeam încolo. După biserică ieșe părintele în cale, părintele Arsenie, și zice, sunară, mamă ta, mă! Tu l-ai la mie. Da, am avut un pic de minche în cap să tac, am tăcut. Și zice părintele, o sunat, zice, și-o zis că să te duci până acasă, că e rău, bolnavă și năcăjită. Iar am tăcut. Aici mă felicit că am pus de ce. Și iar zice, dar eu te sfătui să te duci la maica stareță, să rogi să te lese până acasă. Și atunci am zis sărmâna părinte, i-am mulțumit și am sărmâna și m-am dus la maica stareță, maica stareță drăguță, m-a pocolit, mi-a dat bani, mi-a dat alimente să le ducă, n-aveau de ce trăia acasă. Și iubiților, mă duc acasă, n-ai eu când eu. Cum să vorbească mama mea la telefon? Că nici n-are telefon, nici în sat, nu știu, pinde era pe la școală, nu m-am căsat o vecină, era telefon. Și părinții doar eu știam că nu vorbea cu nimeni la telefon. Și cât mai izolat era și numai cu atâta prudență umbla și prin curte, că doar paznici erau pe acolo, în pădure, securiștii. Și mă duc acasă. Terminată. Cum a vorbit mama mea cu dânsul? Ieri a văzut-o că a urcat aici. În cap, n-am mine, nu putea intra. Nu puteam concepe. N-o lasă să-l întreb eu pe măicuță acum, când ajung acasă, ce-a făcut el la ora 9 și jumătate? Și cum o dai telefon la părinte? Mă duc acasă, nici nu las geanta din mână până o întreb. Măicuță, să-mi spui ce ai făcut dumneata amun în 29, la ora 9 și jumătate, la tăiere capului Sfântului Ioan. Și oftează mama mea Dumnezeu să odihnească, zice, ei, Marioara mea, Marina mea, că era maică atunci, și m-am dus în casa din sus. Și ce ai făcut, măicuță? Am dus eu haine să mă îmbrac la biserică. Și când am fost cu hainele în brațe, m-am oprit în dreptul iconei Părintelui Sfânt. Da, seama. La mama mea am învățat cuvântul Părintele Arsenie, Părintele Sfânt. Și ce ai făcut, măicuță, eu iară? Deci m-am oprit în dreptul iconei. Și am zis, Părinte Sfinte, trimite-ți-mi fata până acasă, că Doamne rău znăcăjită și bolnavă. Eu terminată. Și ce ai mai zis, măicuță? I-am spus, tătine, cazul mele și când am gătat de spus, mi-au zis așa, dar du-mă în casa care stai, nu mă ține aici. Că el a lăsat o poză mică cu părintele Sfânt, așa micuță, mică, răzămată de Sfânta Cruce pe masă, să o aibă pentru mângâiere. Și ea acolo, mă, și-o vorbi cu părintele.
Și de ce l-am, și ce ai făcut? Am luat icoana, l-am dus și l-am pus lângă Maica Sfântă. Și hai să ți-l arat, e acolo lângă Maica Sfântă. Eu, iubiților, terminat. Mi s-a confirmat adevăr. Deci la ora când eu la 9:30 vorbeam cu părintele în prislop, mama mea vorbea cu dânsul sălaj. Telefonul nu s-a terminat în ziua aia, ci a continuat și s-a rugat la părintele. Alea au fost telefoanele. Alea au fost telefoanele, dar nici poveste să dea ea. Că am întrebat, măicuță, mai știi una că părintele mi-a spus că vorbi cu dumneata la telefon? Da, e unie, Marina mea. Da, zice, i-am spus eu dânsul, deci ăla-i telefonul. Extraordinar, terminat. Două întâmplări cu tremurătoare, care poate mulți, așa cum și eu pe moment, nu-mi cap la mine, nu putea intra și nu putea încrede așa ceva, un miracol. Dar iată că a fost și este adevărat. Bun, la un moment dat, s-a agravat. Eu am venit acasă, însă mă trezesc o scrisoare. Bine, povestea e lungă, am dus un prislop, am vrut să o țin acolo. Boala a avansat, cancerul a avansat. Nu vreau să stai la noi, ci vreau să vii aici acasă, că era și sora mea bolnavă cu fata mică și n-am putut o ține. Primesc o scrisoare, Marina mea, dacă vrei să vii, să mă mai găsești în viață, vin urgent acasă. M-a dus cu scrisoare la Maica Stariță și s-a întâlnit dânsii cu părintele Arsenie și măicuța Zavina și cu părintele Nicodim, Dumnezeu să-l odihnească, și m-au chemat și pe mine să hotărâm cum face. Dânsii mi-au dat sfatul. Marina, noi suntem de acord să o aduci pe mamă ta aici. Noi n-avem nimic împotrivă. Și o îngropăm aici, dar noi te sfătuim să te duci acasă, că vezi ce să-l tăi bolnavă, rău și fata-i mică, să stai și cu ele, să le ajuți și pe ele, și când a murit mama ta, să o aibă acolo pentru lângă ele, să rămână cu ele. Eu când am văzut că problema e serioasă de a pleca, eu nu puteam să concep, aveam vreo 16 ani de mănăstire. Cam așa. Cum să ies eu după atâția ani de mănăstire în lume? Dar cum să ies? Poate mama mea să fie, dar nu poți. Mai bucuros să aduc eu pe ea în mănăstire. Dar uite, dumnealor a spus așa, părintele mi-a zis așa, trebuie să mă hotărăsc. După ce am mai discutat noi mai multe, așa, la despărțire, când se ia hotărârea să mă duc acasă, la sălaj, ea saluta mâna la părintele și a zis, blagosloviți, părinte, și părintele și maicile, și mă iertați. Mă duc acasă, dar mă duc ca la război pe linia întâi pe front. Pentru că eu știam ce greutăți și nu puteam concepe ieșirea din mănăstire. M-am dus, iubiților, acasă, dezastru. Nici sobă unde să încălzească, n-aveam, dar maicile baile, îmi cumpăra lemne. Și am început să o pregătesc pe mama mea, să spovedească, să-i facem masă. Și a trecut Crăciunul, nașterea Domnului, anul 88. Și am intrat în 89. În 89, după botez, era în ianuarie 89 o căldură așa de frumoasă, că era ca așa cum avara. Și am început că boala s-a agravat, n-aveam calmante, Dumnezeu să ierte. Algo calmin la cancer, v-ați închipuiți ce calmant era, că n-aveam de unde. La morfina se scotea cu greu și n-aveam unde, că eram la sat, n-aveam cum să le aduc și suferea groază. Și eu am început să fac curățenie, când grădini, bălăriile, dam foc, eram până la 100 de metri distanță de casă și într-o zi oarecare mă strângă pe fereastră sora mea și fetița, dar nu că strângat, urlau. Vino, Marina, vino, vino, iute, până în casă, vino, vino. L-a strigat el, la despre eu am terminat, am zis, moare mama mea. Și nu am slăbit puterile,
Am început eu să mă duc, nu să fug, să merg încet. Fetița fuge la mine și zice, hai mă, tu și eu, ei, cum se vorbește la noi, că părintele sfânt e la noi în casă. Io, e mie și e mie. Atunci o iau la fugă. Dar ce credeți, viță-mă, că când m-am dus eu în casă, n-am fost vrednică să-l văd. Nu au fost ieri vrednici să-l vadă și să-l ajute. Și toate spărete vorbeau și îmi spuneau, dar nimic nu înțelegeam că vorbeau cu gata, zic, dragile mele, ce s-a întâmplat, nu știu, vreau. Și am rugat-o pe mine cum era slăbită, îmi povestește ea. Zice, știi tu că mie era rău și nu știam nimic, mă așezau cu capul în colo, capul în coace, nicăieri, și am să mă scoboare fetele. Din pat, patul era cu picioare în aer, distanța fost destul de mare de la pământ până în pat. Și zice, când a vrut să mă coboare jos pe scăunel lângă pat, doar mi-a fi mai bine, m-a scăpat jos. Și atunci, zice, am strigat toate la Părintele Sfânt. Și în momentul ăla, Părintele Sfânt a fost lângă noi, îmbrăcat în veșnii de preoțești și cu crucea în mână. Și ce credeți că le-a zis? Zice, nu vă fie frică că noi suntem alături de voi. Ce mi-a promis? Mi-a promis și a fost alături de noi. Și-a ridicat după mea, mi-au spus ele ca un fulg în pat. Fetele nici poate s-o atins de mamă. Au ridicat-o părintele și-a urcat-o în pat. Iată, iubiților, este ceva care puterea mea de a gândi și de a judeca nu m-a depășit în acele clipe. Așa cum poate și pe unii o să vă vină să nu credeți așa ceva, dar adevărul ăsta este. Pot să-l țin și morță, dacă e cazul, în vremea noastră nu va fi de-a ziua judecății, vor da mărturie și mama mea și vor putea confirma că a fost adevărat acest lucru, că părintele Arsenie l-a auzit, l-a văzut și a ajutat-o. Și a urcat-o din căderea de jos în pat. Iată, iubiților, aceasta, dacă Domnul mă ruga să o spun, am spus-o și pe aceasta, pentru că e nu de puțină importanță, ca pentru cei ce mergeți astăzi la mormântul părintelui Arsenie, să fiți convinși că tot așa vă ajută și nu există un om, cum a spus Preasfințitul Daniel, a zis părintele Arsenie, că orice om se naște pe pământ, indiferent de bun sau rău, de credință sau de mai mult, eu spus Preasfințitul, dar eu cu atâta rămas în cap, este o intenție a lui Dumnezeu aruncată pe pământ. Orice om de asemenea se naște pe pământ, la fel indiferent de culoare, de credință, își are rădăcinile în cer. Puterea comunistă instalată la cârma țării după al doilea război mondial nu putea tolera ca un călugăr să țină aprinsă flacăra credinței în Dumnezeu. În 1951, părintele Arsenie Boca a fost luat de la mănăstirea Prislop și trimis pentru mai mult de un an în lagărele de muncă forțată de la canalul Dunăre-Marea Neagră. În 1955, a fost iar întemnițat și a anchetat timp de 6 luni la Timișoara, Jilava și Oradea. În 1959, la presiunile autorităților vremii, printr-o decizie a Episcopiei Aradului, a fost scos abuziv din mănăstire și i s-a interzis să mai slujească la altar. A pictat apoi la Biserica Sfântul Elefterie din București și a fost angajat la atelierele Patriarhiei de la Schitul Maicilor, mereu sub observația informatorilor securității. Dosarul său de urmărire are peste 1000 de pagini.
din 1968, timp de 15 ani, a pictat biserica din satul Drăgănescu. Mii și mii de oameni l-au căutat mereu pentru sfat și îndrumare. A trecut la Domnul pe 28 noiembrie 1989 la Sinaia, unde avea un mic atelier într-o casă unde câteva maici de la prislop amenajaseră un așezământ monahal. A fost înmormântat pe 4 decembrie 1989 la mănăstirea Prislop. După 1990, au apărut mai multe cărți sub semnătura părintelui Arsenie Boca, cele mai importante fiind Cărarea împărăției și Cuvinte vii. Mormântul său de la Prislop este astăzi loc de pelerinaj. Oamenii îl cinstesc ca pe un sfânt. Părintele Arsenie a spus odată unei femei care s-a dus să se plângă că are mari necazuri cu o fetiță mică. Era mică fetița și își plânge câte necazuri îi face și așa și așa și dă-i de mură și dă și dă. Și ascultă părintele, ascultă și când termină femeia îi spune părintele: ai să ai ca și cu cinci, că cinci o trebuie să ai, ceilalți ai aruncat la gard. Dacă n-ai vrut să-i crești, trebuia să-i naști și să-i botezi și să-i omori dacă n-ai vrut să-i crești, că îi lipsai numai de o viață. Dar așa e lipsit de amândouă viețile. Acești copii strigă răzbunare la Dumnezeu, așa. Dumnezeule, până când mai rabzi nelegiuirile părinților mei care m-au lipsit de amândouă viețile. Adevărat este că acest păcat și gravitatea lui au vină amândoi părinții. Iar referitor la păcatul urii, părintele, când era la noi, iubiților, ne vorbea foarte mult despre patimile trupului, dar mai mult nouă călugărilor, avem de furcă cu dracii minții, patimile minții. Ne punea să citim în baterii și ne punea să explicăm. Dacă nu ne pricepeam, nu știam noi, ne spunea dânsul. Ne explica dânsul textul și fraza din baterii. Și din tot am înțeles eu că patimile acestea minții sunt foarte grele și le putem avea și nu știm. Și mie era frică de trei păcate mari: de mândrie, care o au, de invidie și de răutate. Cu astea mă mult de furcă și mult și am ne luptat toată viața acești dragi. Că-s răi. Și nu era numai noi, dau în bucătărie, eu cu ajutoarea. Și când intră pe ușă în bucătărie, de la ușă începând, mergea spre masă, își pune mâinile în cap, se încruntă în stânga, se încruntă în dreapta, și își pune mâinile în cap și zice: vai, da, mulți mai sunteți, mă! Ei, și în jur. Ce sărăcie să văd eu. Mă, ui, ce sărăcie, cât mă dau eram. N-am înțeles. Și-au văzut că nu înțeleg, că îi strâmtă minte. Zice: aici mă veniți fiecare cu codăie voș după voi, mă, câți dragi vă muncesc, atâția-s aici. Iii, Dulaina, i-am spus pe românește, nu ne ocoli nici pe dragi, nici pe noi. I-am spus. Și continuă: de-ați vedea voi, mă, ce e de la pământ la cer, de diavoli. Sunt atât de mulți, cum sunt roiurile de țânțari vara. Așa sunt diavolii de la pământ la cer, de când au căzut. Iată, iubiților, de ce ei ne prind așa de ușor în capcanele lor, că ei
sunt printre noi. Și odată întâmplare referitor la veșnicie, cuvântul acesta, iubiților, am auzit. Când a zis Părintele, mă, veșnicia între noi, mă! Ce credeți voi că cei de dincolo sunt nu știu unde? Veșnicia între noi. Pe Sinai era prezent Moise, iar aici cu noi face cum noi Maica Apolinarea. Deci Maica Stariță care murise. Cu tremurători. Părinte ne vorbea de lumea de dincolo pe care noi nu o puteam înțelege. Și a zis referitor la acestea. Mă, nu dați drumul la toate trăznetele care nu dați drumul pe gură la toate trăznetele care vi le dă dracul prin minte. Căci cuvintele sunt ființe vii care vă însoțesc până la judecată. De câte ori scoți un cuvânt din gură, indiferent care este el, cum mai naște un copil, ia ființă, iubiților. Și a spus, oamenii stau pe faptele lor și vor merge la locurile lor. Și te duci pe vecii vecilor în împărăția în care trăi pe pământ. Că părinchele i-au spus la cineva care bătea animale, mă, nu da-n vacă, mă, că mâine dai în om. Și așa că mare semnal de alarmă când avem și care avem pornirile astea interioare de a lovi, fie prin cuvânt, fie cu pumnul, mare atenție, că așa ni s-a întoarce. Pentru că părintele i-au spus așa, de a-i fi prieten cu Dumnezeu să mânci la masă, nu scapi să nu plătești cu ceea ce ai năcăjit pe altul. Că aveam un pisic așa de frumos, așa era negru cu lăbuțele albe, cravată albă și cu urechiușele amestecate, jumătate albe, jumătate negre. Deci era de toată frumusețea. Dar vine și el acolo, că doar unghia mea trebuie să mânci pe la bucătărie. Și, iubiților, se așează pe scaunul la locul dânsului în capul mesii și vine pisicuțul Mary și așează pe cadă și torce în fața părinchelui și ciulea de ureci, cum i-a transmite ceva. Fericit! Eu eram pe lângă sobă, maica țora alaltă care eram acolo, eram două. Și pisicul, cum i-ar spune ceva la părinchile, și părinchile după scaun se adresează la pisic. Mă, să-mi spui cine te ceartă? Eu, tu nu l-ai, dar păi nu s-are care îl ceartă aici, mai aici, care îl ceartă. Da. Iară se întoarce la pisic. Mă, spune-mi cine te ceartă? Vai, până eu mă fierbeam acolo, că eu nu vreau să le spun pe maici, dar fierbeam cum să spună pisicul cine îl ceartă, că eu știam cine îl ceartă. Vai, dar cum nu sunt maicile care îl ceartă? Bun. Iar la trei ore îl întreabă pe pământ. Mă, spune-mi cine te ceartă și să uite la mine părinchele. Mă gândeam eu că eu nu-l cer părinchii că-i dau de mâncare. Și când îl întreabă, după trei oară îl întreabă, mânțul sare direct în brațe la părintele. Și dă cu coada pe la barbă și se torce și doarme. Păi când o vine maicile masă, pisicul dormea în brațe la părintele. Și apoi o năcăjită și terminată, când intră alte maici, maicile care îl bubuiau, când intră de râd la bucătărie, zic, maicilor, să nu mai bacheți mâțul, că dă-l mai bacheți, vă spun eu la părinchele. Eu-s martor când l-a întrebat părinchele cine-l ceartă. Dar tot referitor la mine, cu năravurile, năravurile cât îți dă ele și ce lecție de viață, iubiților, de a scoate rău din noi și din fire, fie din copilărie, fie de la tinerețe, fie de la bătrânețe, dar dacă nu-l scoatem din tinerețe, a zis părintele, că întâi sunt pui diavolii și patimile, apoi să fac șerpi și balauri și înghit.
Așa e orice rău și nărav în noi, în fiecare ins. Și părintele la școala părintelui asta era ne citea și pe dinăuntru și pe din afară. Deși la ascultare, cum îți faci ascultarea și cum îți faci lucru care ți-l o da. M-a dus la parc, am știți, care a fost la Prislop, parcul peste Părău. Acolo, fiind zonă calcaroasă în zona asta, mai mult piatră, toate dealurile alea cu piatră, și în parc aveam destulă. Și m-a pus să aleg pietrele după un... Să aleg pietrele din parc, să le pun deoparte ca să pregătim terenul pentru flori. Dânsul era la mine mai încolo, la 2-3 metri mai încolo de mine sau 4 mai departe. Eu cu roată pe piatră luam și-am găsit una mare, așa, mai mărișoară, ca o palmă de mare. De ciudă pe piatră, eu o trânchesc peste celelalte, fac așa. Și părinții de acolo, că era cu spatele cât a mine se întoarce. De ce ai trântit-o, mă? Eu, capul meu, draci, ce credeți că o să zic? Că pe și eu dori pe piatra, ce? E, când fiind Sfântul lui Dumnezeu văzut, ce-am gândit eu atunci? Mai aspru cât a mine. Spune-mi de ce ai trântit-o, mă, că am crezut că mă trece și pe mine pe închete, cu cât. Ei, până nu vine gândul sperit și rușinea de ce-am gândit, rușinea de ce-am gândit, că n-am zis, n-am zis nimic. Doar am gândit cuvinte urâte, că doar o doare pe teatra ce are. Și atunci mă mânca rușinie și mă vine gândul de rușinie așa de mare, dar am gândit că intru pe închetri eu, fără să mai zic părinchile nimic. Și iubiților, am zis, am putut zice, a scăpat de ghearele satanii și am putut zice, vă rog să mă iertați, părinte. Și atunci, ce să vedeți de la cuvântul aspru, dar că mă trece pe închietri pe mine? Ce cuvânt credeți că o zis, dar am gândit că Iisus din cer a venit și a zis, face și ia piatra de acolo, n-ai putut. Tu să o iei frumos, să pui așa. Aceasta era școala părintele Arsenie Ivițu. Zicea părintele, mă, eu nu cert omul, mă, eu cert prostia, mă. Și la mine prostia a certat-o și atunci. Și referitorul iubiților la rugăciune. Părintele a spus că o dată, doi, înși s-o certat. Și unul ar fi iertat. La iertare asta mă rugăciune. Referitor la iertare. Că nu putem ierta bani. Dar celălalt nu-l ierta, nu ierta nici cum. Și la Dumnezeu și-a ajuns la părinchile amândoi, când nu era închis părintele încă. Și când a ajuns la părintele, cel cu minte spunea, părinte, eu l-aș ierta, dar el nu vrea să mă iert, el nu vrea nici cum. Și părintele Arsenie zice, păi iartă-l, mă, iartă-l, mă, zice, el te-o ierta și nu vrei să-l ieși, păi eu, da, sfatul, păi, nu, dar nu-l iert, dar nu pot, exact cum sunt eu, nu pot să-l iert, dar nu-l iert. Bun. Și atunci părintele zice, na, dacă nu-l iert, ziceți după mine. Și eu pot să spună tatăl nostru. Și când a fost acolo, știm cu toții, pe la cuvântul și ne iartă, Doamne, face părintele, nu ne ierta, Doamne, că nici noi nu iertăm. Ei, iubiților, capitolul iertare e vreo. Și referitor la rugăciune, un procuror l-a întrebat odată cum să se roage și care rugăciune e mai primită la Dumnezeu. Părintele i-a zis, mă, toate rugăciunile sunt bine primite la Dumnezeu. Paraclisia, catinistia, psaltinia, da? Zice, știți voi care e cea mai primită rugăciune la Dumnezeu? Când toată viața ta, când toată ființa ta o aduci ca o rugăciune la Dumnezeu. Și am văzut că noi aștia tineri, greu intram cam la noi, cum adică, nu înțeles, nu, n-am, eu vă spun sincer că nu am înțeles atunci nimic. Zice, vă dau un exemplu de rugăciune.
Și eram la Drăgănescu și zice, eram un altar, acolo înghipitat în sub la Drăgănescu. De data aceasta nu era lume și nu era nimeni în biserică. Femeia intră în biserică văzând ea că nu-i nimeni, s-a uitat într-o parte și în alta, a văzut că nu-i nimeni. Când a văzut ea că nu vede nimeni, zice, deși o vedeam în altar, se aruncă cu fața la pământ și spune cuvintele, Doamne, scapă-mă, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, scapă-mă, Doamne, nu mă lăsa. Și se întoarce spre noi și zice, aia rugăciune, bă! Deci, iubiților, a spus că rugăciunea este respirația sufletului. Precum aerul este respirația Duhului. Și un suflet care nu se roagă este mort, deși trăiește. Iubiților, vorba părintelui care a spus în altă dată, numai rugăciunea mai ține lumea în picioare. Și a zis, citi Scriptura, mă, că-i cuvântul lui Dumnezeu viu. Intră în venele voastre, intră în sângele vostru, intră în ființa voastră. Când vedeți Evanghelia și preotul că o citește în fața altarului, este Hristos viu. Mult a insistat ca să primim și să luăm chipul Domnului Hristos. A spus că omul ia chipul aceluia pe care îl iubește și îl slujește. Părintele Arsenie Boca avea multe mesaje. Era o primăvară secetoasă încât vacile n-aveau și oile mâncare, aveau praf în nas și sufereau groaznic, ca așa mult. Și o maică mergea la Sinaia sau la București și am spus la maică, maică, spuneți la părintele, a zis Marina așa, să roage pe bunul Dumnezeu, să ne dea ploaie, că nu mai rezist să văd vacile cu praf în nas și oile. Că știu că l-ascultă Dumnezeu. Și s-a dus maica. A trecut o zi, două, și era atât acolo pe-n grădină, n-a cam arătă, curățam ce făceam pe acolo ca primăvara. Pentru livada cu Merico, știți, care a fost acolo. Cu mult drag îmi amintesc de tot locul unde ai și mi-a spus părintele aia, și mi-a spus aia, nu pot să tai, iubiților. Cred că a trebuit când mă duc acolo să urm în coate și în genunchi. Și se duce maica și într-o zi, după două zile după ce a plecat, dintr-o dată iubiților s-a părit o ploaie torențială. Eu am plecat pe acolo, pe la greu, la curățat, nu știu ce, n-am văzut nici o palmă de nor nu fusese pe cer. După aia, dintr-o dată s-a părit o ploaie torențială, eu de fericită din capătul grădinii până la bucătărie, eu destul de mult, mergeam legeră prin ploaie să mă unghe bine de fericită că plouă, să aibă animalele ce mânca. Când intru în bucătărie, cine credeți că era maica și care dusese mesajul la părinte? Eu fericită, azi e maica. Zice, da, îți place Marina? Da, zic. Și ce-o zis părintele când i-ai spus? Păi nu mai poate răbda, mă. Bolnav rău și nu știam noi cu ce suferă părintele, numai că ei am trimis vorba pe maică și am zis, maică, spuneți la părintele că am zis eu că de când să moară dânsul, mai bine să murim noi toți. Pentru că eu nu pot concepe să moară dânsul când pe mine mă via din morți. Viața mea și sănătatea mea este. Și nu pot concepe să mor. S-a dus maica și a zis, părinte, a zis Marina, că mai bine să murim noi toți decât să murim simția voastră.
Și atunci Părintele Sfânt a zis, nu vă năcăjiți, mă, dacă mă duc, o să vă ajut mai mult.